Bună dimineața! Lupta împotriva autismului poate fi câștigată. Deși vorbim despre o afecțiune care nu se vindecă, terapiile susținute pot avea rezultate remarcabile. Observați reacțiile copilului încă din primele luni de viață. Dacă nu vă urmărește cu privirea, nu gângurește și nu este interesat de jucăriile din jur, nu ezitați să cereți ajutor. Cu abordarea potrivită, copilul poate fi ajutat să aibă o viață independentă. Primele semne care pot indica o tulburare de spectru autist sunt vizibile încă din perioada în care copilul este sugar. Nu își caută părinții cu privirea, nu reacționează la expresiile faciale ale celor din jur, nu răspund la diversi stimuli. În astfel de cazuri, părinții trebuie să ceară ajutor. În primul rând este o tulburare neurobiologică, nu neapărat este o boală. Noi nu ne place să o considerăm o boală și nici nu este. Este o tulburare de funcționare a creierului, da? Neurobiologică. Cum îl recunoaștem? Depinde de vârsta copilului. În general, copiii mici nu răspund la nume, pot să nu se sesizeze absența sau prezența mamei, de exemplu, când sunt mici, nu au contact vizual susținut, pot să aibă comportamente repetitive, da? Ceea ce ne atrag atenția, pot să aibă anumite gesturi, și anume umblat pe vârfuri, futuratul din mânuțe. Pot să apară aceste lucruri și se fac evaluări care ne-ar putea ajuta deja de la medicul de familie să descoperim dacă cel mic din familia noastră ar putea dezvolta o tulburare de spectru autist. Nu este ușor de diagnostica, să știți, și apare cumva, se pune diagnosticul până în vârsta de 3 ani, când toate semnele ar fi mai concludente. Intervenția timpurie este decisivă, iar pentru asta e nevoie de echipe multidisciplinare și de terapii personalizate. Cea mai utilizată este metoda ABA, care se bazează pe întărirea comportamentelor funcționale și remodelarea celor greșite. După primirea unui diagnostic, medicul specialist, psihiatru, pediatru sau neurologul pediatru recomandă copilașilor cu autism terapie ABA. Asta ce înseamnă? ABA înseamnă terapie analiză comportamentală aplicată, terapie comportamentală. Așadar, noi ca și psihologi, în cadrul terapiei, lucrăm cu copilașii pe partea de limbaj, de stimularea limbajului, pe partea de interacțiune socială, și aici, în cadrul terapiei, avem grupuri de copii, și mai mici și mai mari, grupuri de 3, 4, 5 copilași, pentru a-i ajuta pe partea de interacțiune socială. Avem, de asemenea, obiective ce țin de autonomie personală sau independență, motricitate, și în ultimul rând, bineînțeles, și pe partea cognitivă îi stimulăm în funcție de nivelul fiecărui copil. Cât durează această terapie este în funcție de severitatea cazului și în funcție de vârsta copilului. Un copil mic, de exemplu, de 3-4 ani, are un program de terapie sau este indicat să aibă un program de terapie de 4-6 ore pe zi. În acest interval de timp, el poate să participe atât la partea de grădiniță cu însoțitor, cu acel shadow, cât și la partea de terapie comportamentală, integrare senzorială, logopedie, kinetoterapie, stimularea limbajului prin muzică. Pentru că una dintre principalele deficiențe în cazul copiilor cu autism este imposibilitatea de a comunica, este obligatorie și intervenția precoce a unui logoped. Rămân copii în stadiile primare în care nu reușim să scoatem nici măcar un cuvânt de la el. Sunt copii numiți non-verbali și cu ei se încearcă comunicarea cu ajutorul pictogramelor. Se numește sistemul PEX și atunci ei au un sistem din acesta în care pot să arate ceea ce au nevoie. Dar noi nu renunțăm la modalitatea de a-i face să emită. Să emită prin orice mijloace. Și de asemenea ținem cont și de limbajul intern, limbajul cu care noi gândim, pentru că ei trebuie să cunoască lucrurile din jurul lor, chiar dacă nu le pot numi, este bine ca ei să cunoască cât mai multe lucruri, să recunoască, să identifice lucrurile din mediul ambient, pe urmă din mediul larg și încet, încet să îi îndreptăm spre cunoștințele pe care le are un copil atunci când merge la școală și chiar după.
Prin terapie susținută și implicare, până la 50% dintre copiii cu tulburări de spectru autist reușesc să ducă o viață independentă.